seara, dragi copii. O să începem în seara asta să vă spunem povestea ursului și a țânțarului. Într-o bună zi, în vremuri foarte îndepărtate, de mult uitate, un urs stătea la taifas cu un țânțar. Și ursul întrebă: care e cel mai bun sânge pe care îl suge el, mușcând pe toată lumea? Țânțarul i-a spus că, fără îndoială, cel mai bun este sângele de om. Iar ursul s-a gândit că și carnea de om trebuie să fie cea mai bună. Și o porni în căutarea omului. Se întâlni cu un băiețaș pe care îl întrebă dacă este om. Încă nu, dar curând voi deveni, îi răspunse băiețașul, nebănuind nici pe departe tâlcul întrebării. Nu vreau să știu nimic din ce va fi. Eu acum am nevoie de un om, grăi ursul. Mergând mai departe, ursul întâlni un cercetător. Ei, tu ești om? Îl întrebă ursul. Hei, voi fi fost și eu cândva, dar nu mai amintesc de când am ajuns o zdreanță, răspunse bietul cerșetor. Dar ursul nu voia decât un om adevărat. Dar tocmai trecea pe acolo un voinic pe un armăsar și ursul îl întrebă și pe el. Hei, tu nu cumva ești un om? Ha, ha, și încă ce om? Stai să vezi! Și când ursul dădu să se repeadă la el, voinicul de pe cal îl răni cu vârful spadei pe bietul urs, care abia se mai târâ până la vizuina lui. Când își mai veni în fire, după o zi, două, îi spuse țânțarului: o fi bună carnea de om, dar cu omul adevărat nu-i de glumit. Știe să se apere mai bine decât tine. Am scăpat ca prin minune să nu mă străpungă. Și de atunci, dragi copii, de atunci ursul nu mai pornește așa la drumul mare în căutare de oameni, ci preferă să trăiască lângă ai lui ca toți urșii de altfel. Noapte bună!